Salutare, salutare! Hai să vedeți ce am mai făcut săptămâna trecută. Salutare, bimuși! De ce vă zic bimuși? Pentru că mă gândesc că toți sunteți voi ăștia care mă urmăriți mie videologul. Trebuie să vă denumesc într-un fel sau altul. Așa că v-am zis bimuși. Sunt invitat la o conferință despre virale la Orange Concept Store în București. O să am o discuție despre virale în fața unor studenți. Sau nu, cine știe, nici nu știu cine e prezent acum la această conferință. Mulțumesc Prime România pentru invitație. Hai să vedeți și câteva imagini. Mă bucur că la numele meu au pus și cratima. Este foarte importantă cratima pentru mine. Este Roxana. Pandutzu este acolo și instalează un roll-up care o să-l pună fix în spatele meu. Tocmai am fost anunțat că eu o să intru primul și o să vorbesc eu primul. E ok. Tocmai am aflat de pe Twitter că Accent a filmat un nou videoclip, deci am dispărut toate emoțiile. 2 zile sau poate chiar câteva ore, nu mai știu exact. Sunt 2 copii care dansează din sprâncene, pentru cei care nu știu. Și stai și te gândești, de ce? De ce? Deci sunt vreo 4 milioane în momentul ăsta de view-uri. De ce? Și mai sunt fazele alea. Când spui YouTube, deja spui viral, nu e nimic acolo. Deja am început să ne folosim de YouTube ca un fel de ProTV mai nou YouTube-ul. Adică dacă nu ești acolo, apoi nu ești cool. Te vezi la televizor și spune pentru mai multe detalii. Încă internetul este la nivelul ăsta, dar a început să dezvolte foarte mult. Așa, așa. Aplauze. S-a terminat și conferința. Am vorbit cu Adrian Albu de la Propaganda. El a fost partenerul meu de discuții. A fost ok. Am avut ceva emoții la început, dar pe parcurs mi-au trecut și, mă rog, mi-a plăcut că publicul a fost interactiv. Pe final ne-au pus niște întrebări. Și acum o să vedeți ce am făcut în spatele camerelor de filmat sau când pregăteam filmarea pentru lecția lui Alec, link-ul aici, pentru Little Dreams. Sigur!